Noaptea trecută s-a dovedit a fi una fatidică pentru două case din județul Vâlcea, seria evenimentelor nefericite a început ieri în jurul orei 21, când o casă din localitatea Sinești a luat foc. Proprietara, în vârstă de 47 de ani, se afla în casă în momentul în care a izbucnit incendiul. Din păcate, din cauza intoxicării cu fum, aceasta a trebuit transportată la spital. Până la stingerea incendiului a ars bunurile din două camere și degradat bunurile din alte două camere. Bineînțeles, incendiul a degradat și tavanul construcției, precum și 4 metri din acoperișul acesteia. Din nefericire, a fost necesară intervenția echipajului SMURD pentru stabilizarea unei femei, proprietara în vârstă de 47 de ani, găsită inconștientă la nivelul pardoselei în una din camerele afectate. După stabilizarea aceasta a fost preluată de un echipaj SAJ și transportată la spital pentru un vigil suplimentar. Înspre dimineață, o altă gospodărie a fost mistuită de flăcări, de această dată în localitatea Căzănești. Pentru ca incendiul să fie stins, a fost nevoie de intervenția pompierilor militari ISU, care a durat aproximativ 2 ore. Până la stingerea incendiului a ars o terasă construită din lemn pe circa 30 de metri pătrați și mobilierul din aceasta, precum și acoperișul casei de locuit din prelungirea terasei pe o suprafață de 115 metri pătrați, iar ca elemente degradate fiind tavanul casei de locuit, precum și ușe și geamuri termopan care erau pe fațada dinspre această terasă. Dacă în cazul incendiului din localitatea Sinești, cauza probabilă o reprezintă utilizarea unei surse de aprindere intenționată a focului, în cazul locuinței din Căzănești, cauza probabilă este producerea unui scurt circuit la instalația electrică de pe terasă.